CFR a lăsat sute de pasageri să aștepte în trenuri și în gări. Circulația feroviară a fost blocată după ce, din cauza vântului puternic, firele de alimentare au fost rupte de copacii căzuți peste liniile ferate. S-a întâmplat în județul Gorj, între stațiile Valea Sadului și Lainici. Patru trenuri de călători au fost oprite temporar în gările de pe traseu. Pentru a ajunge la destinația dorită, oamenii au așteptat zeci de minute. Are o întârziere de o oră, o oră și ceva. Se zice că a căzut în asta un copac peste linia de înaltă tensiune și până când se remediază defecțiunea, așteptăm. Așteptăm, avem răbdare. Nu e de vină CFR-ul, e de vină natura și cu asta e basta. Cât vi s-a spus că va fi întârziere? În jur de o oră. În gara din Târgu Jiu erau și pasageri care urmau să ajungă la Brăila. Aceștia s-au plâns că au pierdut legăturile. Ne ajungem în București pentru trenul pentru Brăila, e de 3/4 de oră. Deci e compromis. Veți pierde legăturile? Asta e tragedia. Și avem și bagaj. După mai bine de 4 ore, CFR a trimis locomotive diesel pentru a prelua garniturile oprite. Circulația a fost reluată după 5 ore.